Revenim la știrile interne. Un prunc a fost botezat astăzi la penitenciarul numărul 16 din capitală. Mama micuței a ținut morțiș să-și boteze copilul, iar administrația închisorii împreună cu un preot a organizat botezul. Ionela, de doar 4 luni, a fost astăzi încreștinată, a primit un nume frumos și poate o șansă la un viitor mai bun. De după sârma ghimpată, departe de problemele lumii exterioare, în penitenciarul numărul 16 a fost soare și sărbătoare. Ionela, fetița de doar 4 luni, a fost botezată. Părintele Valeriu spune că acesta este un lucru foarte important pentru liniștea spirituală a copilului, cât și al mamei. Hristos iubește mult mai mult pe oamenii care sunt aici decât pe noi care suntem în libertate. Pentru că Hristos zice, nu am venit să caut pe cei drepți, pe cei păcătoși la pocăință. Și eu ca preot mă simt foarte bine în rândul acestor creștini, frații mei. Și chiar îmi place să vin aici, mă simt util aici. Și uitați-vă că nu-i primul botez, cred că avem botezat aici, peste 10 prunci aici am botezat. Și sunt deja mamele care au plecat în libertate, ținem legătura cu mamele care au plecat în libertate. Mama copilului este în captivitate de aproape un an. Ea mai are de stat după gratii mai mult de 5 ani. Când a ajuns la închisoare, era deja însărcinată. Aceasta spune că nu regretă faptul că a născut acest copil, chiar dacă soarta lui începe altfel. Pentru ea, ziua de azi este un motiv de bucurie. Am încreștinat prunca, da. Cui? Numele dumneavoastră l-ați ales? Numele nu l-am ales, eu l-am ales fiica mai mare, că este sora ei și eu ales numele. Am înțeles. Da. Ce rude ați avut? Cine v-a vizitat astăzi? Din rude nu ne-a vizitat nimeni, numai decât nașei prezenți. Ei sunt alături mereu. Da, da. Și la bine și la greu. Nu le trăiți așa. Ei, Doamne, Doamne, Doamne. Sarcina au fost ușoară, nașterea au fost ușoară. Se spune că dacă botezi un copil, ți se iartă din păcate. Nanele Ionelei au avut grijă ca botezul să fie unul așa cum se cuvine. Aceștia au cumpărat hăinuțe și jucării, ba chiar au pregătit și o masă de sărbătoare din puținul pe care îl au. Sigur că am avut emoții. Pentru prima dată sunt nașă de botez. Adică am mai fost nană, dar nu nașă de botez. Tot aici, în pușcării, a treilea copil botez. Nu sunt cazuri așa de des că să fii nană, să botezi un copilaș. Aici este doilea copilaș care l-am botezat. Și mai este încă unul, mai urmează să fiu nană încă la o fetiță. Și e o bucurie, e plăcut. De la începutul anului, în penitenciarul numărul 16 din capitală, au mai născut 3 femei. Acestea au parte de condiții mai bune de trai și îngrijiri speciale. Ceea ce umbrește chipul mamelor din locurile de detenție e faptul că peste 3 ani acestea vor trebui să se despartă de odraslele lor. În penitenciar, dacă avem o femeie însărcinată, când are un termen mai mare de 30 de săptămâni, ea este internată în penitenciarul numărul 16, unde este sub supraveghere până în momentul nașterii. Nașterea este decurge în instituția Ministerului Sănătății și anume noi colaborăm cu Centrul Mamei și a Copilului. După naștere, dacă nu sunt complicații, ea revine în penitenciarul nostru. În captivitate sau libertate, viața își continuă legitățile ei. Printre bucurii și tristeți, deținuții din penitenciarul numărul 16 își duc crucea mai departe zi de zi, așteptând clipa în care își vor putea îmbrățișa familiile și vor putea păși de după poarta înaltă de câțiva metri.